România are nevoie pentru a se dezvolta de legături de infrastructură moderne la standarde europene. Prin lansarea oficială a programului operațional Infrastructură Mare 2014-2020, care include și masterplanul general pe transport, România va beneficia până în 2020 de 9,5 miliarde de euro bani nerambursabili de la Comisia Europeană pentru proiectele de infrastructură la care se adaugă și cofinanțarea de la bugetul național, astfel încât valoarea programului va fi de peste 11 8, 8 miliarde de euro. Mă bucur și în același timp sunt mândru că în urma evenimentului de astăzi se concretizează perspectiva realizării unei autostrăzi care să traverseze județul Neamț. Am încredere că acest document strategic al României va ajuta la creșterea investițiilor și creșterea economică a județului pe care îl reprezint în Parlamentul României. În calitate de vicepreședinte al Comisiei de Transporturi și Infrastructură a Camerei Deputaților, am susținut introducerea în masterplanul general pe transport autostrăzii care să lege Moldova de Transilvania. Din punctul meu de vedere, pentru județul Neamț, dezvoltarea economică și a infrastructurii rutiere reprezintă unele dintre cele mai importante obiective ale următorilor ani. Masterplanul pentru transport este garanția că Neamțul va avea infrastructură rutieră modernă care îi este necesară, a declarat deputat Ionel Arsene, președintele Partidului Social-Democrat filiala Neamț.